Jason Statham a spus odată, degeaba ai răspunsuri la întrebări dacă nu ai întrebări la răspunsuri. Două întrebări foarte importante pe care să le pui atunci când cumperi gresie. Prima, câte tipare există în colecție? Tiparul este modelul, iată, desenul, ceea ce vezi pe placa de gresie. În mod normal, o colecție conține cam în jur de 6 tipare. În cazul gresiei cu preț mai mic și numărul de tipare este mai mic. În cazul gresiei cu preț mai ridicat, numărul de tipare poate ajunge până la 12, spre exemplu. De ce este important acest aspect? Un număr mai mare de tipare oferă o mai mare diversitate estetică și previne monotonia în spațiul tău. Deci cel mai bine e așa, vorbește din start cu meșterul tău și spune să combine armonios tiparele și să nu facă un copy-paste așa pe peretele tău. A doua întrebare. Colecția se mai produce sau nu? Trebuie să știi acest lucru în eventualitatea deteriorării unei plăci. Adică trebuie să știi dacă vei avea cum să înlocuiești o porțiune stricată. Vei cumpăra atunci sau iei acum puțin mai multe pentru ca să ai cu rezervă. Cu aceste două întrebări și cu oricare altele, vii la Paradise Showroom pe Alexandru cel Bun 98. Te așteptăm!